Dragi prieteni, bine v-am regăsit în Sâmbăta Mare. Am avut parte de o săptămână minunată și asta se va vedea în această săptămână. Primul meu invitat de astăzi este un om cu un suflet cald, un suflet deosebit, o bucurie atât pentru văz cât și pentru auz. Aș putea spune că este întruchiparea bunătății, a sincerității și a iubirii, adică exact ceea ce ne-a transmis Iisus Hristos prin credință, prin credința sa. Și nu vreau să o mai lungesc, vreau doar să îi spunem bine ați venit și mă bucur din suflet, Părinte Gheaja, că ați ajuns la noi. În această, cum să zic, în această săptămână sfântă, da, în Sâmbăta Mare, ca să ne îndrumați pașii pentru a trăi cu adevărat minunea învierii lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb, ca să înțelegem mai bine semnificația acestei sărbători, spuneți-ne, la sfârșitul săptămânii mari, ce e bine să înțelegem, ce e bine să facem, ce ar trebui să avem în suflete? Vă salut și eu, sau vă răspund la salutul dumneavoastră, cu bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și referitor la întrebarea pe care mi-a spus-o, aș vrea ca să ne întoarcem puțin pe toată perioada postului Paștilor. Vedeți, dumneavoastră, se cunoaște că posturile de peste an, cele patru posturi, postul Paștilor, care este cel mai lung ca și zile, ca și săptămâni, postul Crăciunului, postul Sfintei Mării, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, spre deosebire de aceste trei posturi, postul Paștilor, noi îl considerăm de 7 săptămâni. Ei, nu este de 7 săptămâni, este de 6 săptămâni și ultima săptămână în care ne găsim acum, în care dumneavoastră m-ați invitat în studioul dumneavoastră, este săptămâna Sfintelor și Mântuitoarelor Patimi, care face parte din cele 7 săptămâni. Dar în săptămâna aceasta, prin slujbele care sunt la biserică, noi trăim momentele de patimă ale Mântuitorului Iisus Hristos. Și aceste patimi? Patim, suferințele. Suferințele. Suferințele Mântuitorului, începând cu, deja de luni, la Deni, la slujbele care se fac, ne pregătește pentru cele 12 evanghelii din slujba de Joia Mare, de seara, care este tot o denie, în care prin cele 12 evanghelii este procesul, judecarea Mântuitorului Iisus Hristos și condamnarea spre sfârșitul Evangheliilor, cum își duce crucea pe dealul Golgotei, cum în momentul când El și-a dat Duhul, este un moment atât de pătrunzător în sufletul creștinilor că catapeteazma bisericii se rupe în două, pietrile s-au despicat, mormintele s-au deschis și morții au înviat. Deci săptămâna patimilor este pentru noi creștini, pentru creștinătate, este ceva de trăire a ultimilor zile pământești a vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A celor mai grele, să zic așa. Celor mai grele, a patimilor, da. Și prin aceste zile, de fapt, și noi ar trebui să simțim un pic din suferința trăită de Iisus ca să ne putem bucura mai apoi la slujba de înviere. Da, tocmai de aceea este și săptămâna patimilor, să trăiești în post, în rugăciune, în prezență la biserică, unde trăim aceste momente, ascultând evangheliile care se citesc din fața Sfântului Altar, ascultând cântările de la strană, rugăciunile de la preoți, din Sfântul Altar, și trăim aceste momente a vinderii Mântuitorului Iisus Hristos. Iată că ajungem în această săptămână după o mare sărbătoare a bucuriei, când a intrat Mântuitorul în Ierusalim. Duminica Florilor. Duminica Florilor. Când toți au strigat, au întins veșmintele lor, hainele lor în calea lui și au aruncat stâlpări de finic ca să calce peste ele asinul pe care Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și au strigat Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, ca după aceea, după o zi deja, să înceapă deja, dați-mi voie să spun mai laic un pic, negocierile pe cine să găsească, să-l vândă, cu cât să-l vândă așa pe Mântuitorul și unde să-l prindă și să-l vândă pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea se numește săptămâna patimilor. Deci trăim aceste momente pe care Mântuitorul, El le știa.
Pentru că se aștepta oricum. Asta ne învață Biblia. Da, da. Pentru că știm, se ruga în grădina Ghețemani în momentul în care Iuda știa s-a exact ce exact ce se întâmpla. Cu voia lui s-a întâmplat și ca apostolii să adormă pentru moment, ca să-l lase singur să se roage, pentru ca să se întâmple ceea ce trebuia să arate că e voia lui Dumnezeu. Și cu voia lui Dumnezeu se întâmplă toate acestea și că așa vor trece, toți vor trece prin acest moment al plecării din această lume, fiecare care se naște trece și după aceea spre moarte. Pentru că vom ajunge mai târziu, cred, spre sfârșitul emisiunii, la întrebarea unde ajungem după aceea, după moarte. Da, și aici, pentru că e o curiozitate pentru toată lumea. Da. Dar mai întâi de toate să vorbim puțin și despre slujbă, pentru că fiind și sâmbătă după amiaza, toți ne pregătim să mergem la ora 12 la slujbă. Cât de importantă este slujba învierii, părinte? Slujba învierii este importantă. În primul rând... Ce trebuie să facem la slujbă și ce să nu facem? Da. Acum, în general, la slujbele de la biserică, vorbesc în general, pe tot parcursul anului, nu numai în postul Paștilor, nu numai în săptămâna patimilor sau în noaptea învierii, ne putem pune această întrebare. Eu plec de acasă, ce trebuie să fac la biserică? E Sfânta Liturghie, trebuie să mă rog. Și de fiecare dată când mergem la liturghie, auzim la cântarea Heruvicului toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Deci lăsăm toate grijile care le avem în familie, care le avem în viața de toate zilele, de peste săptămână, pentru că după aceea le continuăm, reluăm din ele. Dar atunci să lepădăm totul și în biserică să ne rugăm. Gândul nostru trebuie să fie atunci înălțat către ceruri. Trebuie să fie însoțit gândul cu rugăciune, de cerere sau în multe situații de mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce Dumnezeu ne dă în această viață. Și slujba începe la ora 12. Slujba începe la ora 12, da. Important este că la un moment dat totul se stinge în biserică. Este semnificativ acest moment și impresionant. Se stinge totul. Rămâne doar pe Sfântul Altar o singură lumânare aprinsă, din care aprinde preotul lumânarea lui și iese în fața Sfântului Altar, credincioșii pregătiți cu lumânările stinse, și preotul îi cheamă, îi îndeamnă, veniți de primiți lumină. Și credincioșii își aprind lumânările din lumânarea preotului care stă cu ea aprinsă în fața Sfântului Altar. Și de acolo după aceea să iese afară și în fața bisericii. Acolo începe slujba învierii. Și apoi, în cadrul acestei slujbe, toți oamenii, toți credincioșii aflați la slujbă, pornesc și... Până când pornesc, în fața bisericii, acolo se așează un tetrapod pe care se așează Sfânta Evanghelie și se citește o Evanghelie, Evanghelia din noaptea învierii. Și după aceea, se dă binecuvântarea, slavă Sfinte, cele o ființă de viață făcătoare, despre te trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și atunci încep credincioșii cu preoții să cânte Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând celor din morminte, viața dăruindu-le. Și atunci să spun stihurile care înconjoară tetrapodul cu Sfânta Evanghelie și credincioșii sau cântăreții sau corul răspund cu cântarea Hristos a înviat. Să învie Dumnezeu, precum se topește fumul, se stinge fumul de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu. Aceasta ziua este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim întrânsa. După ce se termină acest înconjor al tetrapodului, după aceea preotul cu mânarea aprinsă se îndreaptă spre creștini și spune pentru prima dată, îi salută, Hristos a înviat, și toți mulțimea de credincioși răspund, adevărat a înviat. Și care este semnificația acestui salut? Adică cât ne salutăm cu Hristos a înviat? Da, facem mărturisirea. Preotul de la preot, așa cum din fața altarului zice, veniți de primiți lumină, tot așa și acum preotul salută, Hristos a înviat. Și credincioșii spun, adevărat a înviat. Confirmă că și ei au aceeași credință ca și preotul care îi întreabă, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și cât ne salutăm așa? Ne salutăm în rânduiala bisericii, este ca să ne salutăm până la înălțarea Domnului, adică până la ispas, 40 de zile.
că în joia, în joia cu 10 zile înainte de Rusalii, de pogorârea Duhului Sfânt, se sărbătorește înălțarea Domnului, praznic împărătesc, care este și zi închinată eroilor. Până atunci, ei, în tradiție se obișnuiește, ca să zicem, de la înălțarea Domnului și până la pogorârea Duhului Sfânt, până la Rusalii, se spune Hristos a înălțat. Adică ne salutăm și primim această confirmare că adevărat s-a înălțat. Deci în loc de Hristos a înviat, spune Hristos a înălțat. Și în loc de adevărat a înviat, ne răspunde adevărat s-a înălțat, dacă spunem Hristos a înălțat. Părinte, am văzut, e plină de semnificații slujba de înviere. Dar spuneți-ne de ce la noi, la ortodoxi, are o importanță mai mare această slujbă și, de fapt, sărbătoarea Sfintei Învieri față de Crăciun. Pentru că în Occident Crăciunul are o valoare mai mare spirituală pentru ei. Acum, pentru noi e invers. Nu știu dacă are valoare mai mare Crăciunul ca și învierea Domnului. Dar spuneți-ne de ce e mai important la noi, să zic. De ce... Important este că atunci se împlinește ceea ce ne citim noi în Sfânta Scriptură. Deci, practic, ceea ce ne definește pe noi. Ceea ce ne religie. Face pe noi să avem credința că, odată cu plecarea din această lume, atunci când murim, da, să spunem lucrurilor pe nume, atunci când murim, nu este definitivă plecarea din această lume. Că avem nădejdea învierii din morți. Așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a înviat a treia zi din morți și noi, după judecata de apoi, atunci vom să avem această nădejde că vom învia și noi și ne vom întâlni iară. De data aceea ne întâlnim suflet către suflet, așa cum ne dorim fiecare. De aceea nici nu-i bine, dați-mi voie, vă rog, să fac o completare. Vedem atâtea anunțuri care se fac în ziare. Nu vreau să reproșez nimănui nimic prin această emisiune a dumneavoastră. Nu vreau să reproșez, dar vreau să telespectatorii dumneavoastră care vor urmări această emisiune, atunci când le pleacă din această lume, cineva drag, să nu spună, de exemplu, cum se obișnuiește, că anunță, a plecat dintre cei vii, este bine, a plecat la Domnul, este bine, a plecat în neființă. Ei, nu e adevărat că nu mai este cu ființa umană, nu mai este pe acest pământ, dar nu e în neființă. Sufletul nu... De multe ori spunem că dintr-o neființă, că neființa noastră acum încă nu este în Dumnezeu, ne ducem la ființa în Dumnezeu. Și atunci, Părinte... Da, vă rog. Pansați-mi așa sufletul, să zic, metaforic vorbind. Mi-am pierdut în urmă cu 3 ani tatăl și parcă nu m-am liniștit cu adevărat. Îi simt lipsa, poate că toate îi simt și prezența. Este viață după moarte? Da. Să știți că nu numai dumneavoastră nu vă liniștiți la pierderea părinților. Dovada acestei neliniști a dumneavoastră că v-ați pierdut părintele este... dragostea care i-a purtat-o cât a fost în viață și dragostea care i-a purtat și amintirile frumoase care le purtați în continuare. Și poate și unele regrete, că n-am făcut mai mult. Sigur că da. Dorința creștinului, începând de la rugăciune, este ca să ne rugăm cât mai mult. Dorința creștinului, a copilului față de părinte, este ca să îl iubim cât mai mult. Pentru că părintele te iubește prin naștere, să străduiește ca să se sacrifice, să se jertfească pentru ca să aibă copilul tot ce îi trebuie. Și de aceea și copilul la rândul lui, atunci când părintele ajunge la oarecare neputință, oarecare suferință, oarecare boală, trebuie să se străduiască ca într-adevăr el să fie un copil bun și cu dragoste față de părintele lui. Se spune în Scriptură, care din copil va cere de la părintele lui pâine și el să-i dea piatră? Niciunul. Niciunul. Ce este mai bun, are pentru copilul lui. Da. Așa cred că și Dumnezeu. Nu pedepsește și Dumnezeu ne ajută, ne sprijină în orice. Dumnezeu, că zice, auzim de multe ori vorba asta, s-a supărat Dumnezeu pe noi. Dacă vedem că plouă prea mult sau dacă fulgeră, dacă trăznește, dacă îi
diferite situații, de momente care pentru noi nu sunt plăcute, pentru că la toți pe voi nu ne poate face. Dumnezeu nu se supără pe noi. Și eu sunt de aceeași părere. Dumnezeu este îndelung iertător și răbdător. Exact. Sigur că da. Părinte, mulțumesc că ați fost alături de noi. O să ne cântați o priceață. Dar îmi pare rău că s-a terminat așa de și repede. Și mie, dar eu aștept, vă mai aștept cu drag. Sigur și poate da. Veniți în emisiunea noastră din când în când. Așteptam să mă chemați și mâine să-mi dați un ou roșu. Vă caut. Eu am doar din polistiren acum, dar... Bine, acum astea, cu astea ornăm mesele, numai, dar nu putem să spunem Hristos a înviat cu ele. Că... Așa este. Astea nu se sparg. Deci, despre priceaznă, spuneți-ne, da. Ce fel de cântare este și de ce e bine să o cântăm în această perioadă? Păi nu numai în această perioadă. Priceznele se cântă în biserică, de obicei, la momentul când se împărtășește preotul în altar, sau preoții în altar, dacă este sobor, sau când se împărtășesc chiar credincioșii, dacă sunt mulți. După ce cântă cântarea specifică cinei tale cele de taină, după aceea cântăreții sau corul pot să cânte și o priceaznă. Vedeți-mi asta acum, și între priceazne putem face oarecare deosebire. Sunt cântări care sunt cântări religioase. Și foarte multe se cântă acum de-a lui Traian Dorz, din Oastea Domnului, închinate Maicii Domnului, vei veni Iisuse, Mântuitorul Iisus Hristos, așa, Iisus e al meu prieten bun, da. Dar eu știu, de când eram seminarist, că priceznele tradiționale sunt ridicai voi ochii mei la cerul, la râul Vavilonului, pleacă, Doamne, urechea ta, Doamne, unde voi să fug, ochiul inimii mele, și așa mai departe. Deci aceste pricezne se cântă în momentul când se împărtășește. Dar le putem cânta și la sfârșitul slujbei când miluiește preotul. Putem să le cântăm în alte momente, când ne găsim cu credincioși în biserică. Putem să le cântăm chiar la un program. Nu ne oprește nimeni ca să nu facem un program de priceze sau de cântece religioase pe o scenă a unei săl de festivități. Să cântăm pricezne și să cântăm înainte cu o priceaznă și după aceea cu un cântec legat de mamă, de tată, de... patrie, de un cântec patriotic, mai cu seamă că aminteam că în Înălțarea Domnului este ziua eroilor. Să nu uităm niciodată, imnul eroilor trebuie să ne rămână în minte, întipărit, așa ca pe o peliculă. Ce o să ne cântați astăzi? Ce priceaznă? Eu o să vă cânt o stihiră, mai bine zis, care se poate cânta și ca priceaznă, care... pentru că aminteam în Joia Mare de cele 12 evanghelii, după Evanghelia 4-a veți auzi cântându-se această stihiră, care, vă spun eu, e o melodie specială, ea se cântă în diferite biserici, în alt, pe glasul care este rânduit, dar eu o cânt ca și o melodie care se poate interpreta ca și priceaznă. Acestea zice Domnul către jidovi. Ce reprezintă sau ce semnificație are aceasta? Mântuitorul Iisus Hristos se adresează evreilor, ce v-am făcut eu vouă? Și le aduce aminte, pe orbii voștri i-am vindecat, i-am luminat, pe cei leproși i-am vindecat, pe bolnavul care zăcea în pat l-am ridicat. Și după aceea îi întreabă, și cu ce mi-ați răsplătit mie? În loc de mană cu fiere, în loc de apă mi-ați dat oțet și în loc să mă iubiți, pe cruce m-ați pironit. Asta este cântare specifică din Joia Mare, din această săptămână în care ne găsim noi acum. Vă ascultăm! Acestea zice Domnul către iudei, poporul meu, ce vouă și cu ce v-am supărat pe voi, pe orbii voștri i-am luminat, pe cei leproși i-am ridicat, pe bolnavul care
în pat l-am ridicat. Poporul meu, ce v-am făcut vouă și cu ce mi-ați răsplătit mie? În loc de mană cu fiere, în loc de apă mi-ați dat oțet, și în loc să mă iubiți pe cruce m-ați pironit. De-acum nu vă voi mai răbda, chema voi neamurile toate și acelea mă vor preamări. Împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și eu îi voi odihni pe ei în veci. Amin. În veci. Amin. Chiar simt bucuria Sfintelor Sărbători și o trăiesc în această emisiune. Chiar e o emisiune specială și deosebită, dacă pot să spun așa. Și uitați că alături de mine este un prieten de nădejde. Mai ales pot să afirm că prietenii se ajută la nevoie, așa și pentru mine. Ionuț Fulea, îți mulțumesc că ai venit. Cu mult drag. Din păcate știu că ai un program foarte încărcat și îți mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău pentru a veni 10 minute la emisiunea mea și pentru a mă susține în ceea ce fac, adică inclusiv de a promova municipiul nostru, da, și județul în mare parte. Dar pentru că vreau în primul rând să aflu ce faci de aceste sărbători, am pregătit așa două întrebări. Deci, unde sărbătorești Paștele anul acesta și apoi... Noi am mai discutat despre alimentație, vreau să-mi dai câteva sfaturi. Sunt sărbători importante pentru noi și de fiecare dată, atunci când sărbătorim un eveniment important în viața noastră, acest eveniment îl petrec împreună cu familia. De foarte mulți ani suntem împreună. E important să fim împreună pentru că aceste sărbători trebuie să ne aducă unitate, dragoste, prețuire pentru cei apropiați. Din acest motiv, eu sunt alături de familia mea, îmi petrec, copiii au crescut, deja lucrurile se petrec un pic altfel, înțeleg ce se întâmplă în această perioadă și, sigur, muncind foarte mult în cursul anului, e important să ne întâlnim cu familia, cu fratele, cu mama, cu socrii, cu bunicii, cine mai are bunici, cu copiii, cu soția, cu rudele apropiate, prieteni și așa mai departe. Întotdeauna am petrecut împreună cu familia și cu prietenii aceste sărbători. Vei merge la slujba de înviere? Da, cu siguranță. Eu am fost în fiecare an. Sigur că în fiecare an am încercat să merg în mai multe locuri care pentru mine au avut ceva aparte. Într-un an am fost la biserica din Zlatna, acolo unde am făcut liceul. Într-un an am fost la mănăstirea Râmeț, acolo unde avem o căsuță noastră. În alt an am fost la Catedrala Reîntregirii, deci am fost în fiecare an la înviere, la slujba de înviere și sigur împreună cu familia și cu prietenii. Și anul acesta rămâi în Alba sau tot așa? În Alba Iulia? Sigur că da. Sau sigur vei merge din sigur nou că în da. Voi fi zonele aici, de scăt. Voi fi aici acasă. La și acum că tot am zis că vreau să ne dai câteva sfaturi alimentare, cum va arăta masa ta de Paște? Ce scoți din
Eu cred că este important să fie... Nu este important să scoatem din alimentație, nu acest lucru cred că trebuie să primeze. Mai degrabă este importantă cantitatea pe care o mâncăm, pentru că venim după o perioadă de post, când oamenii s-au înfrânat în a mânca anumite alimente și evident că există această dorință de a mânca din toate și cât mai mult. Important este să avem reținere la cantitățile pe care le vom pune pe masă. Ce este foarte important din punctul meu de vedere, și asta o spun din proprie experiență, tot ceea ce mâncăm este bine să asociem cu legume. Legumele au un rol foarte important în organism, au o consistență mai mare de fibră, fibră care apare ca o barieră în calea carbohidraților pe care noi urmează să-i mâncăm. Și atunci cred că este necesar să introducem în organism această barieră ca procesul de metabolizare a tot ceea ce mâncăm să se facă mai lent. Și atunci, sigur, și energia, chiar dacă cantitatea de mâncare este mai mică, și energia necesară este pe o perioadă mai lungă de timp. Trebuie să mâncăm ouăle de Paște, trebuie să mâncăm drobul de Paște, trebuie să mâncăm mielul de Paște, trebuie să mâncăm cozonacul de Paște, dar este foarte important ca înainte acestor produse, uite deja înghit în sec, eu n-am mai mâncat miel de vreo 2 ani de zile, deci nici mai știu dacă o să-i mai înțeleg gustul acum după 2 ani, eu eram mare... bucătar în ceea ce privește ceaunul de miel. Îmi plăcea foarte mult să-l gătesc, să-l fac și aveam o rețetă, țineam mielul înainte cu o săptămână într-un baiț făcut special și deci o bunătate de mâncare, nu așa. Dar trebuie să fim atenți la cantități, este foarte important, pentru că altfel o să avem întâlniri mai dese cu doctorii. Și anul acesta pregătești ceva în prima zi de Paște, a doua zi de Paște, un grătar, un ceaun, cum ai început să spui? Încerc să-mi reamintesc. Ți-inviți prietenii? Da, încerc să-mi reamintesc de rețetele pe care le preparam în urmă cu 2 ani de zile, sper să-mi aduc aminte, cu toate că eu cred că bucătăria este ca și mersul pe bicicletă, nu poți să uiți niciodată acest lucru, mai ales când face plăcere și oprin a găti mâncarea, practic eu mă relaxam, era o formă de relaxare. Sigur că o să mă întâlnesc cu prietenii, trebuie să mergem la udat, nu? Că așa se face și așa e obiceiul la noi, la români. O să mă întâlnesc cu prietenii, o să bem și un pahar de vin, o să mâncăm și un drop de miel, o să mâncăm și carne de miel, o să mâncăm și ouă. Sigur, nu înainte de a mânca și a lua acele paști pe care le primim de la sfințite, pe care le primim de la preot. Mulțumesc că ai venit. Cu mult drag. Și zburat timpul, dar a fost o plăcere. Cu mult drag, mulțumesc frumos. Să ai sărbători fericite și hai să ne bucurăm cu muzica ta. Cu mare drag și eu le doresc tuturor sărbători fericite, luminate și pline de dragoste și iubire. Thank you.
săracu, primăvara săracu, dai, hai, când prindea cânta cucumă. Am bucuria și veselia, să zic așa, să continuăm discuțiile despre Sfintele Sărbători și cu preotul Radu Vasile Roșu. Sper că n-am greșit prea mult. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Dragi prieteni, vreau să vă spun că este primul preot care m-a întâmpinat cu deschidere, cu bucurie și cu prietenie. Nu mi-este frică, deși am acolo un soi de... Părinte, n-am fost eu... chiar cea mai sfântă, dar știu că pot veni cu deschidere, nu știu, din primul moment când m-ați primit în biserică, am simțit că sunteți prietenos, cum n-am mai găsit la alți preoți, și deschis pentru orice discuție și înțelegător. Și de asta am permis să vă invit în această emisiune dedicată Sfintelor Sărbători de Paște, să ne spuneți mai multe, să aflăm de ce sărbătorim aceste sfinte sărbători și, în primul rând, haideți să începem cu semnificația ca să nu mai lungesc, să nu vă întrebați oare ce vrea să zică fata asta. Care ar fi semnificația acestei sărbători? În primul rând vreau să vă mulțumesc că în acest an ați ales să invitați și Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică în acest studio de televiziune. Este un lucru important ca în anumite momente din an, fiecare dintre noi să se întrebe care este semnificația sărbătorilor Paștilor. Dar semnificația profundă și spirituală nu se poate înțelege decât numai dacă mai înainte fiecare dintre noi începe să facă un parcurs spiritual. Și acest parcurs spiritual începe cu postul mare. Da. Atunci să vorbim despre postul mare. Da. Postul mare este o perioadă de pregătire. Este o perioadă în care fiecare dintre noi este chemat să îl caute pe Mirele Hristos. La începutul Evangheliei de la Marcu, în capitolul al doilea, Domnul Hristos se afla cu ucenicii săi. Și oamenii religioși din Israel l-au întrebat pe Domnul Hristos pentru că erau nedumeriți de ceea ce Domnul Hristos învață și de ceea ce El face. De ce ucenicii lui Ioan, botezătorul, și ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iar Domnul Hristos răspunde într-un mod surprinzător, spunându-le, cum pot prietenii mirelui să postească în timp ce mirele este cu ei? Dar va veni timpul când mirele se va lua și atunci ei vor posti. Iată, prima semnificație a postului o dă însuși Mântuitorul. Postul este întâi de toate o căutare a mirelui. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se prezintă ca un prieten în persoana lui Iisus. Este un Dumnezeu care își manifestă milostivirea și iubirea profundă față de fiecare dintre noi. De aceea, momentul în care mirele se va lua, este momentul în care El va fi răstignit pe cruce. Apoi, ulterior, Domnul Hristos va fi luat a doua oară când se va înălța la cer și noi vom rămâne singuri. De aceea Domnul Hristos ne pregătește pe fiecare dintre noi, dăruindu-ne Sfânta Scriptură. Eu mereu îmi iau cu mine această Scriptură, care este Cuvântul lui Dumnezeu și care ne descoperă cine suntem noi pentru Dumnezeu și mai ales ce anume El a făcut pentru fiecare dintre noi. Așadar, postul este o căutare a mirelui, este o pregătire, iar în Sfânta Scriptură găsim foarte multe parabole
pe care Domnul Hristos le spune ca să ne introducă în acest post pe care fiecare dintre noi trebuie să-l țină. Iar dacă nu-l ține, nu va putea să ajungă să experimenteze în propria sa viață dimensiunea pascală, adică moartea și învierea lui Hristos. Pentru că în această perioadă de post, iată, noi suntem la finalul postului mare, noi ne pregătim printr-o abstinență. Mai întâi de toate, vorbim de o abstinență de la mâncare. De ce de la mâncare? Pentru că mulți nu țin. Alții țin pentru că așa au fost obișnuiți din familie. Dar noi transmitem un mesaj foarte clar, și anume faptul că adevărata noastră viață nu ne vine de la mâncare, ci ne vine de la Dumnezeu. El este autorul vieții. El este cel care a creat tot universul, toate lucrurile, toți oamenii, în vederea iubirii sale profunde. Așadar, prin post, noi ce facem? Noi restabilim ceea ce am pierdut prin păcat. Pentru că atunci când noi am păcătuit, spune Sfântul Apostol Iacob în epistola sa de la sfârșitul Noului Testament, omul s-a făcut vrednic de moarte. Plata păcatului este moartea. Așadar, noi prin post restabilim acea unitate pe care Dumnezeu ne ajută să o atingem prin abținerea de la mâncare. Pentru că noi, datorită păcatului, am devenit egoiști. Profităm de toate lucrurile care sunt, chiar și de natură. Vedeți ce dezechilibru există în întreaga lume. Nu mai știm când este iarnă, când este vară, când este primăvară. Totul a fost dat peste cap. De aceea postul ne ajută să recuperăm. Mai ales când mai avem limită. Exact. Ne ajută să recuperăm raportul nostru cu noi înșine, cu mâncarea, cu creația, cu aproapele și mai ales cu Dumnezeu. Dar postul nu se reduce numai la mâncare. Este foarte important lucrul acesta. Chiar vreau să vă întreb. Pentru că postul, de fapt, trebuie să fie ținut și din punct de vedere spiritual. Postul înseamnă și abținerea de la toate răutățile, de la mânie, ură, vrajbă, invidie, de la tot ceea ce ne separă de Dumnezeu și de aproapele. Adică să fim atenți și la ce băgăm pe gură, dar și la ce scoatem pe gură. Și la ce scoatem, exact. Iar dacă dumneavoastră îmi permiteți, este un pasaj foarte frumos din Isaia, capitolul 58, care zice: nu știți voi postul care îmi place mie, zice Domnul Dumnezeu, rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și fărâmițați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă și nu te ascunde de cel care este de neam cu tine. Vedeți, este un lucru foarte curios pe care îl observăm în societatea noastră, dar de altfel îl putem observa și în întreaga lume. Pentru că noi spunem faptul că suntem fii al lui Dumnezeu, că Dumnezeu a murit pentru noi, dar uităm foarte repede că ceilalți sunt frații noștri. Și pentru fiecare dintre ei, Domnul Hristos, de fapt, a murit pe cruce. Vedeți, de aici înțelegem și semnificația profundă a sărbătorii Paștelui. Pentru că Domnul Hristos și mai ales Tatăl, în Duhul Sfânt, în Spiritul Sfânt, cum spunem noi, a decis ca să-L sacrifice pe propriul Său Fiu pentru fiecare dintre noi. Aici descoperim valoarea noastră. Care este valoarea omului? Pentru că noi de multe ori îi disprețuim pe cei ce fură, pe cei ce fac lucruri râte, pe oamenii care cerșesc la colțul străzii, de multe ori le întoarcem spatele. Prea mult cerșesc, prea mult ne trag de cot să le dăm câte ceva. Dar suntem... Permiteți-mi să intervin. Da. Eu trăiesc cu impresia că dacă nu îi sprijinim în a cerși, mai ales dacă sunt sănătoși și cu toate mințile, poate vor munci pentru societate și nu așteaptă să primească. Noi suntem din punctul ăsta de vedere, nu... Apreciez cerșetoria. Da. Noi nu trebuie să încurajăm cerșetoria. Noi trebuie să-i ajutăm pe ei. Noi trebuie să-i ajutăm să iasă din această stare. Pentru că ei sunt în această stare pentru că nu primesc ajutor. Poate nu-l caută. Iertați-mă că eu sunt de baricada cealaltă. Fac pact cu diavolul în momentul de față în ceea ce îi privește pe cerșetor și pentru mulți asistați sociali care nu-și merită banii, pentru că un om care muncește nu cred că va sta cu mâna întinsă. Este adevărat. Deși, cum am văzut, o mână întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic. Adevărații cerșetori nu ies niciodată la cerșit. Asta și cel mai sărac dintre toți săraci a fost însuși Domnul Hristos. El este săracul săracilor. Deci să facem o diferențiere. Da, este foarte important să facem această diferențiere, a spus foarte bine, dar noi avem o datorie față de aproapele nostru. Și de multe ori
noi uităm să facem discernământul spiritual. Intervin iarăși, îmi cer scuze. Da. Atunci datoria mea e să încerc să-i caut un serviciu acelei persoane care cerșește. Nu, este o datorie a noastră a tuturor, nu numai a unei persoane, este și o datorie a statului român. Sigur, ca să ajute aceste persoane să se reintegreze în societatea românească. Sigur că acest lucru nu este posibil de pe o zi pe alta. Și aceste lucruri nu se pot rezolva la nivel teoretic. Se pot realiza numai într-un mod concret atunci când noi cu adevărat trăim ca fiul lui Dumnezeu și frații ai celorlalți. Este o problemă care se rezolvă într-un timp îndelungat și necesită foarte multă răbdare și perseverență. Nu? Practic, făcând aceste lucruri, ținem adevăratul post care place lui Dumnezeu, care trebuie să fie ținut în fiecare zi. Abținerea de la rău și ajutarea celor care se află în dificultate. Zi de zi și nu doar în anumite posturi de peste an, cum ați spus și dumneavoastră. Spuneți-ne cât de importantă este slujba de înviere și de ce e important să nu dormim la 12 noaptea și să fim în fața bisericii și chiar să luăm parte la slujbă, la Sfânta Slujba Învierii. Slujba de înviere este fundamentală pentru viața noastră, pentru că ne descoperă ce anume a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Noi, de fapt, vedem în toată istoria omenirii și poate experimentăm chiar și în viața noastră o căutare a sinelui. Este omul care, datorită societății în care trăim, încearcă să își asigure o viață comodă, plină de bucurie, își face multe planuri de vacanță, se hotărăște cu cine să se căsătorească, la ce facultate să meargă, să-și facă casă, să-și cumpere un apartament, își face multe planuri. Dar vine punctul în care fiecare trebuie să înceteze. Și acest punct ultim este moartea. De aceea noi, în această sărbătoare a Paștelui, celebrăm moartea și învierea lui Hristos. Pentru că, de fapt, toată Scriptura este acea unitate a Cuvântului Dumnezeu care descoperă faptul că Dumnezeu a plecat în căutarea omului. După ce Dumnezeu îl creează pe Adam și pe Eva, din coasta lui, este un lucru curios, că Eva n-a fost făcută din ureche, nici din deget, nici dintr-o mână, ca să spună Adam, iată, tu ești din mâna mea făcută, tu vei lucra pentru mine. Nu, Eva este făcută din coasta lui Adam pentru că coasta îi îmbrățișează inima. Este acea ființă care stă la inimă. Este acea ființă care este o memorie vie a iubirii lui Dumnezeu. Vă dați seama, dacă toți bărbații ar conștientiza că femeia pe care o au, soția lor, este un dar al lui Dumnezeu și o memorie vie, toate lucrurile s-ar schimba. Noi avem o mentalitate bazată pe comerț. Nu pe produsul care îl vindem și pe banii care îi primim. Dar Dumnezeu ne arată că noi putem să trăim într-un mod diferit. Plecând de la această realitate a darului pe care El ne-l face. Dar omul alege să nu-L asculte pe Dumnezeu, ci să asculte sugestia șarpelui, care spune și minciună și adevăr, așa cum se întâmplă și în societățile noastre. Se spun la televizor și în multe locuri, și minciună și adevăr. Dacă veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca și Dumnezeu. Este adevărat că li s-au deschis ochii, dar ca Dumnezeu n-am ajuns. Și atunci Adam ce face? Omul se ascunde. Se ascunde și Dumnezeu de atunci îl caută pe om și spune, Adame, Adame, unde ești? Toată Sfânta Scriptură ne arată cum Dumnezeu îl caută pe Adam, pe om, pe fiecare dintre noi. Mai întâi prin profeți și apoi prin Domnul Hristos. Și unde îl găsește? Unde îl găsește? Ioan în capitolul al 11-lea al Evangheliei sale ne spune că îl găsește în mormânt, pe Lazar. Pentru că noi, așa cum am spus mai devreme, ne facem planuri până la un moment dat. Iar moartea este ultima limită. Iar în Hristos înțelegem că această limită a vieții noastre nu mai este un neant, ci este un loc de întâlnire. Iisus îl cheamă pe Lazar din mormânt pentru că El însuși își asumă această întunecime, își asumă răul nostru, își asumă toate păcatele noastre. Și noi cântăm acest imn frumos, acest tropar al învierii, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Așadar, noi, la această sărbătoare a Paștelui, sărbătorim tocmai această victorie a lui Dumnezeu asupra morții și asupra păcatului. Dar totul depinde de mine. Depinde de fiecare dintre noi. Dacă noi acceptăm ca să fim
salvați și mântuiți de Hristos. Pentru că oamenii cred că se pot salva, se pot mântui și pot să duc o viață fericită fără Hristos. Aceasta este marea tentație din ziua de astăzi. Chiar și Crăciunul este trăit fără Hristos. Nu? Este văzut în ultimii ani ca și o sărbătoare de familie în care se mănâncă și se bea bine și lumea se simte foarte bine. De aceea cred că este foarte important ca noi să mergem la biserică în această ultimă perioadă a Postului Mare și să trăim sărbătorile Paștelui cu inima deschisă, cu o credință autentică și cu o ureche deschisă, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care ne aduce multă speranță. Mulțumesc! Deci chiar mi-ați deschis sufletul. O să particip la ora 12, da, în această noapte de sâmbătă spre duminică, da, și sper să reușesc să dau la o parte toate gândurile și să fiu acolo la slujbă cu mintea, cu trupul și cu sufletul. Mulțumesc că ați venit. Vă așteptăm. A fost o adevărată plăcere. Da, și ne mai vedem, ne mai auzim. Da. Dacă îmi permiteți, aș dori și eu să urez tuturor creștinilor din toate confesiunile sărbători fericite, ca învierea Domnului Hristos să le aducă cu adevărat în inimă multă bucurie, pace, iar lumina învierii să fie o adevărată lumină pentru viața autentică. Sărbători fericite! Compania Holți Industries Weihofer vă dorește ca lumina învierii Domnului să vă aducă pace sufletească, tihnă și împlinire. De asemenea, Holți Industries Weihofer urează tuturor angajaților, partenerilor de afaceri și comunității locale un Paște fericit alături de cei dragi. Hristos a înviat! Numărul de lumânări aprinse în curtea bisericilor în noaptea învierii ne descriu cel mai bine ca pe o comunitate cum nu sunt multe în România. Acolo îmi doresc să ne întâlnim, să ne spunem Hristos a înviat. Fiecare lumânare să reaprindă flacăra speranței într-un mâine mai bun. Vă urez tuturor Alba Iulienilor, în numele întregii echipe a primăriei și a Consiliului Local Alba Iulia, un Paște fericit, liniștit, îmbelșugat, Hristos a înviat! Compania Alpin 57 Lux vă dorește ca Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă liniște în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire și puterea de a dărui și a ajuta semenii. Sărbătorile de Paști să aducă tuturor românilor și locuitorilor din județul Alba multă sănătate, bucurie și momente plăcute alături de cei dragi și să sărbătorim cu toții așa cum suntem învățați noi la români, alături de familiile noastre. Paște fericit! La sărbătoarea Sfintelor Paști să aveți parte de liniște și bună înțelegere, iar bucuria învierii să vă ofere căldură în suflet, apreciere și clipe de neuitat alături de cei dragi. Hristos a înviat!
Pensiunea Select din Alba Iulia pune la dispoziția clienților o gamă variată de servicii. Pe lângă condițiile foarte bune de cazare, sala de evenimente din cadrul pensiunii este locația ideală pentru orice eveniment din viața ta. Pensiunea Select, echilibru perfect între calitate și serviciile de cazare. Dragii mei, de data aceasta, că tot a venit primăvara, magazinul Adela din Sebeș vă așteaptă cu noi produse de mobilier, import Germania și Elveția. Vă aștept să găsim împreună soluția perfectă pentru casa dumneavoastră. Cantități mari, prețuri mici, toate sunt aici. Toată iarna la Coma Construct Sebeș. Ai prețuri speciale de distribuitor direct la peleți și brichete Schweighofer. Profită și o să ai o iarnă încălzită. La cel mai bun preț pentru brichete și peleți, exclusiv la Coma Construct. Căldură pură. Sebeș vă oferă la cele mai bune prețuri țiglă ceramică Tonda. Durabilitate și siguranță doar la Miva Construct Sebeș. Ce știți despre criptomonede? Criptomonedele înseamnă viitorul. Ce știți despre Dogecoin? Pentru relații și înscrieri, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0722 151 047. În ocazia sărbătorilor pascale, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba vă urează sărbători fericite!
locuitorilor comunei Meteș vă doresc ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă în suflete multă liniște, pace, iubire și multă putere de a ierta și de a dărui. Sărbători fericite alături de cei dragi! Se citește pe chip bucuria și veselia, pentru că următorul invitat este foarte special pentru mine și pentru urbea noastră. Bine ați venit, domnul primar! Bine v-am găsit! Eu vă cunosc de mult timp, de acum 20 de ani, de când ați ajuns pentru prima dată primar, și pot să zic că nu v-ați schimbat, sunteți la fel de vesel, șarmant, cu glumele, cu buna dispoziție, tot timpul în buzunar, să zic, sau e asul din mânecă. Nu v-ați schimbat în această perioadă și, sau poate un pic așa mai slăbit, dar sunteți la fel de volubil și vorbăreți, așa cum trebuie să fie un politician și până la urmă un om care ne reprezintă orașul. Adică un om cu care să mă pot mândri și eu, un cetățean obișnuit. Am slăbit pentru că am vrut să demonstrez că nu toți care se duc acolo se îngrașă. Nu, am slăbit pentru că așa am vrut eu să slăbesc și e destul de greu să faci chestiuni de genul ăsta, dar câteodată faci un pariu cu tine. Se poate? Se poate. Uite că se poate. Încă un pariu câștigat. Da, nu în general, tot timpul câștig pariurile, pentru că am învățat ceva să nu fac pariuri pe care știu că nu le pot câștiga de dragul de a face pariuri. Nu prea fac pariuri, însă am făcut câteva pariuri cu mine, că într-un timp oarecare Alba Iulia poate să fie pe buzele tuturor. Și asta este marea mea bucurie, să știți, faptul că am făcut pe Alba Iulieni să fie mândri de orașul lor. Să poată să spună, veniți la noi este altceva. Este drept că toată lumea consideră lucrul ăsta, de ce aici s-a putut, în altă parte nu s-a putut. Eu spun adevărul. Aici s-a putut pentru că Alba Iulienii sunt deștepți. Alba Iulienii au avut un primar un mandat, și-au dat seama că poate să construiască ceva, și-au dat seama că nu este un mincinos, că nu dorește, nu este legat de lucruri de genul ăsta, și l-au menținut, pentru că fără ei, ce putem să fac? Și-au făcut lucrul ăsta de atâtea ori, de 6 ori sau de câte ori l-au făcut, contează. Contează că s-a făcut ceva și contează că s-a demonstrat că peste tot unde este continuitate și unde oamenii sunt aleși, lucrurile se duc în altă parte. Este și timpul pentru a rezolva un lucru început. Nu poți să faci nimic în 2-3 zile, în 2-3 ani, în 4 ani. Nu poți să le faci pentru că
cum să vă spun, și Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și la 7-a zi s-a odihnit. Eu tot aștept după 7-a zi, dacă discutăm de lucrurile astea. Nu, ca aș fi obosit, nu sunt obosit. Pe mine lucrurile astea mă țin. Ce mă supără prostia multora, nu vorbesc, prostia multora dintre politicieni, dar poate nu-i bine să vorbim noi acum de lucruri de genul ăsta. Săptămâna mare, da. Și eu v-am invitat pentru altceva, de fapt. Viața este și în săptămâna mare, și în ziua de Paști, trăim și după, și a doua zi de Paști. Asta este viața noastră, de care nu trebuie să o ascundem și să spunem, dom'le, astăzi este altfel. Nu poți să spui lucrul ăsta și eu cred că dacă cineva spune astăzi este altfel, cred că minte un pic, dacă nu mai mult. Pentru că ce ai în suflet este în suflet. Este drept, trebuie să ne bucurăm, să fim, să încercăm să fim un pic, să fim un pic altfel, să încercăm să dăm de la noi ceva la cei care n-au. Normal, nu putem să facem lucrul ăsta pentru toată lumea. Pentru că n-ai cum, n-ai posibilitățile și nici timp nu ai. Dar e bine să fii un pic altfel. Faptul că vorbesc și că sunt cu glumele la mine, asta este o chestiune de veselie interioară. Adică eu am rămas tot ăla pe care îl știe toată lumea. Câteodată recunosc, poate sunt abătut și nu văd pe cineva și nu salut. Sunt lucruri pentru care eu îmi cer scuze, pentru că nu trebuie să fie așa, dar se mai întâmplă câteodată să fiu abătut, să mă gândesc la multe lucruri pe care știu cum să le abordez, însă în hățișul ăsta... Cred că dacă suntem sinceri cu noi, descoperim același lucru. În hățișul ăsta este extraordinar de greu și tot timpul am sperat că va fi mai bine, că o să râdem. Eu râd, eu sunt vesel, mi-mi plac glumele, îmi place să fiu vesel. Eu consider că dacă ești așa și dacă nu ești încruntat, și cred că ați fost cu mine și la ședințe și la întâlniri, la meeting-uri în care le spun la oameni, hai să vă spun ceva, să vă fac să fiți veseli, pentru că vă văd încruntați, parcă pe umerii voștri acum s-a așezat toată omenirea. Sunt lucruri care trebuie abordate cu veselie. Atenție, veselia nu înseamnă altceva. Luat în derâdere. Da, luat în derâdere. Trebuie să fii deschis, zâmbește și mâine va fi o zi. Exact, asta e și mesajul pe care îmi doresc eu să-l transmit mai departe. Ce faceți de sărbători? Unde mergeți de înviere? Acasă. Și la slujbă mă refer? La slujbă, deci de 20 și ceva de ani, e bine, da, hai să spunem lucrurile, că oamenii știu. Mă duc la o biserică din Alba Iulia, catedrala a fost, unde dau Paștele. Adică eu cred că pot mai bine... Mă înțelege, să fac lucrul ăsta decât altfel. Trebuie să recunosc că am și prieteni care mă ajută, dezinteresat, prieteni care n-au nimic cu Alba Iulia decât ca și prietenie cu mine și glorie a orașului. Și atunci fac lucrul ăsta. Voi fi la Biserica Sfântul Petru și Pavel, știți, din intersecție, să mă duc la slujbă, să stau la slujbă, o să stau la slujbă până când mă dor picioarele, pentru că tot trebuie să fim sinceri cu noi. Din păcate, asta este, sper să nu se supere, dacă se supără cineva, e problema lui, prea lungă, nu slujba. Prea adunate, prea condensate, nu e tot una să stai 4 ore la biserică și să crezi că cineva în orele alea se gândește la ceea ce trebuie să gândească. Se gândește să ajungă odată acasă, să se întâmple celălalt ceremonial în care ciocnești ouăle cu familia. Deci acasă cu familia, sper să vină și fiica mea de la Cluj, ceilalți sunt aici, acum ăștia mici nu o să vină acolo pentru că vor fi la concurență cu părintele, dacă pentru că sunt mici vor vorbi în continuu. Poate să vină până acolo, nu știu. Urmă acasă, tot cu familia, cred că o să mergem a doua zi până la Sebe sau poate chiar în după masa, pentru că asta facem tot timpul, mergem la soacra mea. Ați pregătit cadouri. Da, eu nu mai am la cine să mă duc, asta este. Dar bineînțeles, ei sunt sufletul meu. Mi-au schimbat viața, m-au făcut să gândesc altfel în anumite lucruri în care gândeam, zic bine, dar nu gândeam cu mult suflet, cu emoție. Deci astăzi pentru mine tot ce înseamnă copil este cu totul altceva și are o altă prioritate.
începând de la creșă, din cauza am făcut și construim creșe, nu din cauza că am eu doi nepoți, creșele erau construite, dar altfel privesc lucru, din cauza avem o direcție, acolo avem niște oameni deosebiți, nu lipsește nici măcar tot ceea ce trebuie să fie acolo, pentru că sunt copii mici, pentru că trebuie să avem grijă de ei. Eu sunt sigur că părinții sunt mulțumiți, este drept că ar mai trebui să avem, o să construim în continuare și grădinițe și creșe, pentru că școli avem suficiente, însă, cum să vă spun, distribuția nu este cea pe care ar trebui să o avem în mod normal. Avem școli goale, avem școli pline, pentru că se vorbește foarte mult de... se duc după profesor sau după învățător, ce-o fi acolo, după profesor. Îmi place să comentez lucrul ăsta, eu cred că toți profesorii trebuie să fie la fel, profesori. Da. Și se face oricum performanță în învățământul de la... În Alba Iulia se face performanță, știți prea bine că echipa cu... Și felicitări pentru gestul pe care robotul, l-ați făcut. Nu, era normal. Pentru comunitate. Poate am spus ceva care poate nu trebuia să o spun, dar să știți asta, gândesc. Le-am spus, dacă erați să mergeți să alergați, nu cred că mă gândeam... Adică mă gândeam foarte mult, dar pentru faptul ce ați făcut voi, v-ați dus, i-am ajutat să se ducă și la București, chiar dacă nu câștigau, să spun așa, locul întâi, e deosebit. Îmi pare rău, să spun așa, de cei de la liceu militar că au luat locul 2 și au câștigat locul întâi la, nu mai știu ce, la arhitectură, cum o fi robotul lor. Îmi pare rău, dar cei 16, mi se pare, copii se vor duce... în Statele Unite. Merită cu prisosință și orașul poate să facă lucrul ăsta. Dacă alții spun că nu găsesc soluții, orașul poate să facă și eu cred că pentru asta trebuie să facem. Le lăsăm celelalte. Eu m-am săturat de mercenari. Știți ce înseamnă asta? Dacă mâine ne supărăm și noi, vreți să fim cu vreo echipă, unde vreți? Să luăm cupa cupelor sau ce vreți? Da, băgăm 10, 20, 30, 50 de milioane de euro... plătim, pentru că am trecut prin lucrurile astea și uitați ce avem. Nu avem nimic. În momentul în care s-a rupt contractul, crește buruiana în locul gazonului pe stadion. Bun, astea sunt lucruri la care pe mine viața m-a învățat că nu este bine, că sportul trebuie să-l facă toată lumea, că trebuie să școala, trebuie să stai lângă ei. Și cea mai mare bucurie, le-am și spus, băi, vă întoarceți cum vreți din Statele Unite, singura chestie să vă întoarceți. Am glumeam cu ei. Pentru că le-am spus, voi nu sunteți o entitate care înainte făcea transport de forță de muncă dincolo. Vor veni toți acasă, le-am spus lucruri pe care unii dintre ei și îl știau la Institutul Tehnologic din Massachusetts, cel mai tare din zonă, din Boston. Șefa catedrei de robotică este o româncă din Cluj, doamna Rus, doamnă domnișoară, dar... știu că am discutat pe rețelele de socializare. M-a bucurat foarte mult faptul că sunt acolo, faptul că, iată că avem, și asta știm cu toții, români extraordinar de deștepți. Apare întrebarea mare, un semn de întrebare mare, cât ca și inima lui ăla, ce-am dat un inel, mai mare. De ce acolo pot și aici nu pot? Aveți toți răspunsul. Pentru că, iată, nu interesează. Jenant, pentru că am discutat cu ei, au fost și în alte părți, vad să ceară bani. Jenant că școala n-are bani ăștia. Acest minister al mersului pe jos, și cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, nu mai știu cum, Ministerul Culturii, Cercetării, în fine, este un minister care nu-i cu anumea culturii, a învățământului. A culturii este Ministerul Culturii și Identității Naționale. Deci suntem pe spate. Păcat că nu are banii ca să plătească lucrul ăsta. Am înțeles că 6 pentru 6 se rezolvase, însă nu este normal. Toți au muncit, toți pentru au că i-am întrebat. Și el a venit mai devreme, dar el a făcut programarea. El a venit, el e de 3 ani de zile și a făcut aia. Ei au făcut cu tare. Discutăm de ei pentru că pentru mine sunt o mare bucurie. Deci pentru este o bucurie deosebită că iacătă de Paști. Un lucru extraordinar în Alba Iulia. Demonstrează încă o dată că acolo unde se dorește, unde sunt oameni și unde se face școală, se face nu numai școală, se face performanță înaltă. Eu sunt sigur că din
copiii ăștia, pentru că așa le spun, copiii vor fi oameni care vor face multe lucruri bune. Aș dori să le fac în țară. Bun, asta nu depinde de mine, nici de ei nu depinde. Dar măcar să creați condițiile. Păi eu încerc să creez condițiile, însă vedeți că sunt anumite lucruri pe care le putem face și sunt anumite lucruri pe care nu le putem face. Ieri am fost la București, am avut discuții ieri, alaltere. Am avut discuții foarte ample legate de tot ceea ce înseamnă cum putem să creem ceva. Să creem ceva mai bun, pentru că în zona noastră este o mare lipsă de forță de muncă. Și lucrurile astea, să vedem cum. Bun, e o cercetare la care mi s-au spus primii pași, pentru că aici toată lumea spune de toate. Eu am vorbit foarte mult cu cei de afară, cei din țară, cam ce-ar vrea ei ca să vină în zona. Să știți că în momentul în care în Alba Iulia va fi forță de muncă disponibilă, vor crește fabrici și uzine din nou. Dar la ora asta suntem așa într-un cerc vicios, lumea vine, se bucură, când află că nu există forță de muncă disponibilă, pleacă. Da, e bine că avem altă forță de muncă și că ne simțim bine cu universitatea, cu liceele unde sunt acești bravi tineri, cu cetatea. Trăim și altfel și eu vă spun, Alba Iulia ar fi foarte bine dacă n-ar fi unii care să știe să taie din banul nostru. Eu încă o dată spun, pentru că, vedeți, o parte plânge, o parte râde. Nu poți să-ți faci planuri, nu poți, nu este permis să te lase cineva să faci lucrul ăsta, adică este inuman să-ți pregătești proiecte, să pregătești tot și prin legea bugetului să ți se ia vreo 30 de milioane din banii orașului, nu din banii mei, adică și din a mei, și din a tăi, și din a cei care se uită la noi. Deci de la toți s-au ciordit acești bani ca să se ducă la kilometru zero. Dacă nu s-ar mai duce în București, dacă nu s-ar mai duce, să ne fi lăsat conform legii, să nu facă această țopăială, aceste mișcări. Eu știu că au nevoie de bani. Dar de ce iei bani de acolo de unde, de acolo de unde se produc? De unde sunt, și da. Lasă, domnule, partea lor, adică să te zbați ca să creezi locuri de muncă, cu cât mai multe, cu atât mai mulți bani în buget. Cu cât mai puține, cu atât mai puțin bani. Dar uite ceea ce ai ajuns. Ai de unde să iei, să impozitezi, pac, și se duc acolo bine mersi, de care nu o să aflăm niciodată. Nu știu, prin ce autostradă, prin ceva gaură neagră se vor băga. Doamne, dă să se ducă la autostrăzi, dar nu cred. Dar noi ales, mai ales în anul centenarului, în care sunt foarte, foarte multe lucruri. Uitați-vă că numai mâine, nu-i poi mâine. Și noi încă... N-am făcut un eveniment clar. Și... N-avem nimic. Adică, bun, ce avem noi nu vă faceți nicio problemă. Așa, noi o să se primiți repede. Deci noi rămânem pe evenimentele pe care le-am avut, care au dus lume multe în Alba Iulia. Chiar vreau să vă întreb, care e prima surpriză pe care o pregătiți? Păi... Poate chiar acum de Paște. De Paște nu o să avem. A, de Paște există... Un este un concert, da, este un concert a doua ediție, să spun așa, pentru că nu sunt eu de vină și nu știu că Paștele, mă, normal, ar trebui să fie în acelea zi. Este o diferență de calendar, da? Pentru cei care pot să le serbeze de două ori, să știți că sunt invidios pe ei. Bun, mai și glumim. De ce este acest concert? În fiecare an îl facem. Îl facem pentru oamenii care se bucură pentru lucrurile astea. Pentru că sunt mulți care doresc și mulți care vreau să se încarce. Nu trebuie să judecăm totul numai cum dorește cineva. Poate mulți o să spună, dom'le, nu l-am văzut pe primar la concert. Păi primarul poate e încărcat. El poate să dea. Deci mă ca să râde. Deci eu nu, niciodată un eveniment nu s-a făcut pentru mine. Sau da. Să le spun, Mihai, mie îmi plac băia care cântă acolo, nu știu, ia vezi tu ce facem. Niciodată. Niciodată. Tot mi-am spus să fie ținta cât mai mulți oameni. Da. În momentul în care ai 20.000 de oameni care se bucură de ceva, înseamnă că ai făcut ceea ce trebuie. Și asta este bucuria mea. Că de multe ori cred că mă vedea unii că mă duc acolo, mor pe scenă, în spate. Eu mă uitam să văd cât de multă lume este în piață, pentru că asta e bucuria. Ai făcut ca să fie, ca oamenii să se, ca oamenii să se bucure. Pe urmă să înceapă evenimentele luase din aprilie cu Festivalul Roman și dă-i, pentru că sunt multe. De data asta le vom face mai bogate, mai în cinstea centenarului, pentru că 100 de ani de Românie, eu nu știu de ce nu-și dau seama, domnule, chiar atâta, nu știu, ce ne-a făcut să...
uităm lucrurile astea, dar să știți că nici oamenii nu vezi așa o emoție. Dumnezeu, sunt 100 de ani. Hai să fim fericiți că am prins noi 100 de ani, momentul ăsta, care este un moment deosebit. Nu știm ce va face un lor guvernul, dacă va fi defilare, dacă nu va fi defilare, dacă vine mamă, soldații, vreau să spun, uite, mamă, trec soldații, dacă vin... oamenii iubesc armata și iubesc lucrurile astea. Pentru asta noi o să ne pregătim acolo excepțional. Dar, deocamdată, nu știm, eu tot încerc, discutat cu ministrul culturii, bun, el are treabă cu armata, fost pe la noi, lucrurile se duc, însă prea târziu. Eu nu țin, cum să spun, nu scus pe nimeni. Dar nu poți, azi e ministrul mâine, nu poți să faci nimic. Fiecare vine noadă ceva, celălalt vine deznoadă. Deci e așa cum e. Sper să se semneze contractul pentru monument. Sper ca cel care îl face să fie foarte hotărât și să știe că nu-i de joacă. Și aici nu e o miștocăreală. Folosesc termenul ăsta. Deci nu-i de joacă. Deci e gravă. Problema și este greu. Pentru că nu aduci ceva din... Nu torni niște betoane. Trebuie să aduci piatra de acolo, de unde a ales artistul. Destul de greu. Trebuie înțeles că aici nu este o chestiune de business. Bani, toată lumea primește pentru ceea ce face. Eu cred că suficienți. Bun, sper să fie, pentru că lumea și-l dorește. S-a vorbit foarte mult. Multă lume mă întreabă pe mine, dar vă place? Exact ce v-am spus înainte. Important este să placă, să fie pe gustul nu, Alba Iulienilor. Și important este să marchezi momentul. Nu vei putea mai să ales lăsăm în, și noi ceva, în zona asta să spui că lucrul ăsta, uite, mă uitam aici la poza cu catedrala. Poate unii spun, domnule, este superbă, dar nu putea fi un pic mai lată, mai mare, mai groasă, mai verde, mai... Este foarte bine că discutăm așa, este foarte bine că avem păreri, însă locul și timpul trebuie marcat. Asta este cel mai deosebit lucru, pentru că vilele romane se duc, vin din nou, sunt niște chestiuni care a suflat vânt a doua zi, se adună, se curăță, a fost frumos și ne uităm la poze, ce ne mai amintim, dar lucrurile astea rămân, îl vezi tot timpul și nu poți să confunzi lucrul ăsta cu catedrala, care nu este catedrala încoronării, să dăm cezarului ceea cezarului, nu poți să confunzi cu cetatea. Eu nu cred, sunt sigur, Alba Iulia este cel mai european oraș. European în ceea ce înseamnă democrație, în ceea ce înseamnă toleranță, pentru că încă trebuie să discutăm de lucruri de genul ăsta. Unde vezi două catedrale care cei care aparțineau pe vremuri n-aveau altă treabă decât să se ciocnească toată ziua, încercând să împartă, nu mai știu ce, pe Dumnezeu niciodată, dar încercând să împartă oițele. Deci unde vezi lucrurile astea? Unde ai o cetate care au construit-o unii care, hai, ne-au oprimat, să spunem cum am citit în cartea de istorie, și aici să se întâmple lucruri deosebite cu români, cu unguri, să fim, pentru că asta este normal. Asta este normal și asta este excepțional că este la Alba Iulia. Păi unde s-a făcut unirea? De ce s-a făcut unirea? Unde s-a încoronat... Da, este drept că regele s-a încoronat singur. Deci nu l-a încoronat nimeni, el și-a pus corona pe cap pentru că fiind de altă religie, nu, dacă intra aici, cine știe ce se întâmpla. Vedeți, asta este istorie. Dar istoria trebuie spusă așa cum este. Da, și eu sunt mândru și pot să spun că aici, la Alba Iulia, s-a încoronat. A intrat și Mihai Viteazu triumfător? Cu Mihai Viteazu este o altă discuție pe care... Pe data viitoare atunci. Sunt data viitoare. Da. Mihai Viteazul a fost un mare general. Da. Prin urmare, și așa, deci, sărbătoriți Sfintele Sărbători acasă. Acasă. Eu nu cred că Paștele, părerea mea, Paștele trebuie sărbătorit în altă parte decât acasă. Da, poți să te duci undeva la o mănăstire. Astea erau lucruri care se făceau înainte când n-aveai voie, în ghilimele, să te duci la biserică. Știți că era povestea că n-aveai, nu știu, eu m-am dus și nu m-a întrebat nimeni niciodată, dom'le, dar de ce te-ai dus la biserică duminică? În fine, m-am cununat în biserică, în vremurile alea, nimeni n-a venit ca să mă împuște sau să-mi ia ceva.
Și povești erau foarte multe. Deci, eu cred că pa Crăciunul începe în ordine și Paștele trebuie făcut acasă cu familia. E sărbătoare, e învierea, sărbătoare luminii, nici nu știu ce să spun, victoria luminii asupra întunericului, tot ce este bine. Și normal că asta trebuie sărbătorit atunci cu cine? Cu cei care sunt lângă tine, familia, punctul meu de vedere. Cei care doresc să se ducă pe litoral sau în alte părți să serbeze Paștele, e o chestiune interesantă și asta. Însă, dacă vom încerca să facem supermarket și din religia noastră, din credința noastră, din orice credință, din credința noastră, nu va fi bine. Nu înseamnă dacă vei fi la biserică și o să lusturești acolo scările și vei gândi așa cum nu trebuie, dar dacă vom face supermarket din credința noastră și din obiceiurile noastre, așa cum sunt ele strămoșești, nu este bine. Și cred că mă înțelegeți ce înseamnă supermarket. Supermarket când totul se vinde... E comercial totul. Da, totul e la raft, facem o scenă imensă ca să cei care tocmai s-au ieșit după plajă să poată să primească nu mai știu și ce. Și să uităm cu adevărat de trăirea spirituală. Nu e ok. Nu e normal. Noi suntem altfel. Noi suntem cei care ajungem la cimitir, a doua zi, alții în altă zi, dar noi ne ducem pentru că așa am fost învățați. Și să cinstim cu adevărat. Și așa credem. Și este bine. Și să încercăm să ne învățăm copiii. Și cum spuneați la început, copiii. Să fim și mai buni chiar. Bun. Chestiunea asta este greu să-l schimb pe unul care e rău și nu știe altceva decât să ia, să scrie și acum de când e cu Facebook-ul și cu rețelele de socializare se bagă sub pătura acolo și trage pătura pe cap și scrie, frate. Curge, cum să spun eu, curge ura și mătrăgun acolo, dar el stă acolo scuns și acolo are cea mai mare forță din... În spatele unui calculator, adică în fața unui calculator. Da, este extraordinar, și se umple. Bun, din fericire, începând de nu știu cât timp, lucrurile astea vor fi cu totul altfel și atunci nu vom mai curge măcar acolo atâta ură. Trebuie să fim buni. Însă cei care nu sunt buni, cei care încearcă tot timpul să facă câte numai lucruri rele, să știți că și de Paști vor fi la fel. Este ca și cel săracul care e prost. El e prost și de Paști, și de Anul Nou, și de când vreți, nu-i trece. Nu se vindecă. Pe când sărăcia și alte lucruri se pot vindeca. Sunt o grămadă de metode. Prima, să te apuci de muncă. Dar pe mine nu mă supăr, că acum discutăm, bârfim, stăm aici la o poveste. Dar nu mă deranjează. Și asemenea oameni trebuie să existe. Pentru că, la fel, parcă ca să răzbat alții. Ar fi ca în Eden aici. Ar curge numai lapte de ap, miere și cutare, ar cânta acolo să, un cor. De fapt, să înalțe pe alții. Da. Nu. Mulți au ei, alții nu au, alții așa înțeleg că trebuie să se poarte. Este această chestie de a fi răzvrătit, este excepțional să fii răzvrătit. Dar este bine să fii răzvrătit prima dată împotriva ta, să te uiți în oglindă, să vezi, băi, ce sunt eu, ce-am făcut eu, pe câți am minciunit, pe câți am, deci ce-am făcut eu cu mine și cu oamenii din jur. Și pe urmă poți să fii foarte răzvrătit, poți să-ți tragi două palme dacă vrei, dar poți să fii răzvrătit. Răzvrătirea asta trebuie să aibă de ce. Este drept că are și o vârstă în care trebuie să recunosc și eu am fost răzvrătit și... Foarte răzvrătit am fost. Chiar câteodată mă gândesc cum parcă m-am transformat. Nimic nu era bine din societate. Totul trebuie. Este drept că atunci cam așa era, tot ar fi trebuit schimbat. Și de câte ori puteam să fac o mică frondă, de atâtea ori o făceam. Mai o mustrare scrisă cu avertisment, chestiuni de genul ăsta, dar eu știam un singur lucru. Ce-am aici, un cuvânt de spus. Nu, ce-am aici în cap și ceea ce pot, nu mă poate lua nimeni. Deci și nu mă poate lua nimeni. În asta constă valoarea omului. Trebuie să știi ce poți. Bun, cineva să spună, domnule, dar unde e modestia? Modestia este până acolo. Însă să te lași călărit e greu. E greu și nu e bine să faci lucrurile astea. Toți ar trebui să... Eu stau și ascult
foarte mult. Și eu, după cum se vede. Da, ești tare cu minte. Toți ar trebui, m-ai chemat aici să vorbesc. Păi da, asta și vă dau ocazie. Și n-am vorbit acum de... am prins momentul. N-am vorbit de mult. Și... sunteți nevorbit. Ba, iar am vorbit mult. Și iar am vorbit mult, adică am vorbit mult. Dar eu nu pe fac anumite decât probleme. Să mă bucur, credeți-mă. Pe anumite probleme, însă iar, al altă ieri. Chiar îmi pare rău să opresc discuția. Păi acum, tot dată trebuie să o oprim, pentru că trebuie să trec drumul, pentru că mă așteaptă... Să vă continuați activitatea. Mă așteaptă ceea ce trebuie să fac, pentru că asta este încă un lucru pe care l-am învățat. Niciodată nu-ți face cineva munca. Te așteaptă cu minte, e cel mai cu minte lucru care te așteaptă ca să... Și acum chiar ați introdus finalul discuției. Chiar cu bucurie spun și vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această zi eveniment. Chiar toată emisiunea a fost un spectacol pentru mine, din care am profitat. Și marea mea bucurie că ați fost alături aici de noi, de Capital TV, și ați venit în studio. Și sper să vă mai prindem și cu alte ocazii. Nu sunt... A zis bine să mă prindeți. Nu sunt ușor de prins. Dar timpul este marele meu și a fost tot timpul marele meu dușman. Cu el mă lupt timpul și nu pot să țin după mine oamenii după masa. Bun, când avem probleme, rămânem. Să timpul ăsta ne... Și mai ales că parcă se condensează. Nu se condensează, dar în momentul în care e foarte mult de lucru, se condensează. Mie îmi pare rău că mai sunt lucruri pe care nu le-am făcut, dar... Mai aveți timp. Mai am timp și nu va rămâne, nu va rămâne așa. Fiecare lucru la momentul lui. Eu aș vrea ca toate să fie ok, acum să ne plimbăm și să mai schimbăm ceva, și dar... eu. Nu o să putem. Viața este în continuare și este greu să construiești. Să reconstruiești totul. Asta e greu. E plăcut, este interesant. E greu să se învârte lucrurile așa cum trebuie. În fine, să fim bucuroși, că suntem bucuroși, să avem sărbători fericite, să ne simțim bine, să fie o vreme deosebită, să putem să ieșim și afară, la soare, să poată să vină iepurașul, nu să... ca să aducă și el ce aduce. Îmi dau seama că ce bucurie poate să fie când îi vezi pe cei mici. Îmi amintesc de fiica mea când a primit o tricicletă și o ținea și striga: iepurașule, unde ești? Vin o să te sărut. Am zis, uite, acolo e iepurașul ăla. N-are urechile atât de mari. Dar ei sunt o mare fericire și cine are să aibă grijă de ei, să-i crească, să înțeleagă că nu la școală se formează, acasă se formează foarte mult copilașe. Pentru ei mă bucur tare mult, dar pentru toată lumea mă bucur de sărbători. Mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Sărbători fericite! Sărbători fericite la toată lumea! Mai în glumă, mai în serios, mai cu bune, mai cu rele, aflăm că suntem, cum spuneam, în Săptămâna Mare și în Sâmbăta Mare. Vreau să ne legăm puțin și despre cele 10 porunci și cu cine mai bine, dacă nu cu un avocat și cu un prieten. Adi, binevenit! Bine te-am regăsit! Mi-am permis să zic mai în glumă, mai în serios, dar aș vrea pe cât se poate să păstrăm totuși o notă de seriozitate, chiar dacă eu abordez puțin și tema cu cele 10 porunci. Știu că tu ești un om foarte deștept, un prieten de nădejde, un om pe care pot conta și care a terminat pe lângă drept și teologia. Așa. Și atunci poți vorbi și din punctul ăsta de vedere al unui teolog. Dar eu m-am uitat bine și peste cele 10 porunci și cred că un avocat ar putea să discute puțin despre aplicarea poruncilor și în drept și în lege și în viața de zi cu zi, că până la urmă tot ele stau și la baza celor 7 ani de acasă, la baza noastră ca și de formare, mă rog, în cărarea noastră, în drumul nostru pentru a deveni oameni de bază în societate, dacă pot să zic așa. Și cred că cele mai ok porunci pe care îmi putea discuta sunt acestea, de la 6 până la 10. Adică să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău, să nu poftești nimic din ce
este al aproape lui tău. Și atunci, vreau așa puțin o discuție destinsă despre cele 10 porunci și cum se împacă cu meseria de avocat. Nicoleta, pot să-ți spun că la baza dreptului, încă din formarea Imperiului Roman și până la împăratul Justinian, dreptul roman s-a bazat pe cele 10 porunci. Definiția pe care o dă împăratul Justinian dreptului este bazată pe aceste porunci pentru că ea arată binele și răul. Și atunci, îmbinarea aceasta între bine și rău n-a putut să fie creată decât doar pe cele 10 porunci. Ele sunt o normă care provin din Vechiul Testament și nu din Noul Testament. Și cum ai enunțat din ea de la 6 la 10, sunt poruncile fundamentale pe care le regăsim astăzi în dreptul nostru, atât civil cât și penal. Mai ales în dreptul penal, unde normele de drept, adică acele definiții date infracțiunilor, se bazează pe aceste porunci. Și luăm porunca să nu ucizi. Avem ca și infracțiune omorul, una dintre infracțiunile din codul penal, care are la bază poruncile, nu au la bază altceva. Mergând mai departe, să nu minți, avem infracțiunea de mărturie mincinoasă, să nu fii desfrânat, avem infracțiunea legi speciale raportat la acte de sexualitate cu minori sau trafic de persoane, trafic de minori în scopuri până sexuale. Până la urmă și un divorț se poate fundamenta pe... Da, și divorțul, pentru că acolo unde Dumnezeu unește, omul n-a trebuit să desparte. Dar vezi că, din păcate, societatea este destul de alertă în tot ceea ce face și... apar și aceste situații cu privire la să nu poftești până la urmă să nu poftești la bunul aproape lui tău. Păi aici tot derivă din infracțiunea că dacă îl poftești este infracțiunea de furt, adică a lua ceva ce nu este al tău. Păi nu-i chiar furt, hai să fac o glumă, mi-aș permite, dar nu vreau să dau un derizoriu până la urmă. Este chiar furt, nu e chiar furt, e o dorință satisfăcută. Dorință, dar dacă îți împlinești dorința prin a lua acel bun... Prin ceva ilegal, clar. Este clar, dar știi cum se zice, că și legea este făcută să fie încălcată. Ca să existi și tu... Din păcate... Să trăiești și tu în afară de rețelele de socializare, nu? Da, se zice că dacă nu ai Facebook, nu existi. Dacă nu suntem noi care să încălcăm cele 10 porunci... Acum, într-adevăr, avocatura. Oamenii încalcă legea datorită firilor și foarte puțini se gândesc la cele 10 porunci în momentul în care comit o infracțiune. Că dacă s-ar gândi, cu siguranță n-ar mai comite. Că i-ar vedea cel de sus și... Cred că Dumnezeu ne vede pe toți și atunci când ne-a dat aceste norme, care sunt, așa cum legile noastre sunt niște norme pe care trebuie să le respectăm, așa și poruncile... Dar să știi că eu oricum am senzația că cel puțin un ochi e deasupra mea tot timpul, așa că nu îndrăznesc să încalc poruncile. Întotdeauna... Și cum ziceam, astea stau și la baza celor 7 ani de acasă. Noi știm, poporul român spune, dacă ai 7 ani de acasă, înseamnă că ești un om educat și... Da, dacă ți-aduci aminte, când eram copii, trăiam la bunici, în general, da. Și bunicii ne duceau la biserică. Ducându-ne la biserică, luam contact cu tot ceea ce înseamnă divinitate, credință, evanghelie, unde se vorbește despre porunci, iar venind acasă, trăiai în sânul familiei, în sânul familiei tradiționale. Și luam contact și cu o lingură de lemn. Cu siguranță, acolo se aplicau normele, dacă nu ascultam și nu eram... Spune, prima ta facultate a fost teologia. Da. De ce ți-ai îndreptat pașii spre teologie? Prima mea școală a fost seminarul teologic la Blaj, apoi am urmat cursurile facultății de teologie din Blaj, Facultatea Greco-Catolică. Mi-a plăcut foarte mult să studiez problema existenței lui Dumnezeu și trăirile pe care le-am avut raportat la aceste studii. Într-adevăr, o facultate care implică foarte mult studiu, pentru că
începând de la filozofie și până la doctrină, conciliile ecumenice, toate dezvoltările acestea în timp dau naștere unei vaste opere și trebuie să o studiez în profunzime ca să reușești să pricep ceva. Dar cu cât studiez mai mult, cu atât se pare că orizontul se deschide mult mai larg și nu găsești încă răspunsul pe care îl aștepți. Și cum se îmbină dreptul cu teologia? Sau cum le îmbini? Raportat la faptul că totul pornește de la porunci și gândindu-mă că Dumnezeu este totdeauna alături de mine, consider că pot să îmbin aceste două, să zicem, meseria de avocat sau avocatura cu partea teologică. Chiar dacă sunt avocat, n-am lăsat la o parte niciodată biserica, merg frecvent, sunt un credincios practicant și... Păi, așa și trebuie aceea... să fie toți cu frică de Dumnezeu. Da, și în relația cu clienții sau oamenii pe care îi conciliez în problemele de drept, întotdeauna mă gândesc mai întâi că există un Dumnezeu și care trebuie să mă ajute să rezolv acea problemă. Și știu că tu ai fost și în Țara Sfântă. Aș vrea să-mi povestești puțin, o să și urmărim câteva fotografii pe care le-ai făcut în călătoria ta și spune-mi dacă ai simțit cu adevărat că există un tărâm aparte, plin de încărcătură spirituală. Vreau să-ți spun că din momentul... Și dacă există magia aia, dacă într-adevăr tu poți să spui cu adevărat că există Dumnezeu, da, să mă convingi. Este ceva aparte din primul moment în care calci în Țara Sfântă. De exemplu, am ajuns sâmbăta în Țara Sfântă și am observat rigoarea cu care își respectă sabatul evrei. Deci nu vezi oameni pe stradă, autostrăzile sunt goale. Deci e o respectare a celor norme date de Dumnezeul lui Moise, chiar dacă ei încă nu recunosc pe Iisus ca mântuitor. Ei încă așteaptă ca Mesia să vină în continuare și să îi izbăvească. După care tot periplul și toate locurile pe care le vizitezi te încarcă energetic, pentru că e ceva acolo, e o forfotă și o trăire interioară în fiecare loc. Și vreau să spun că, deși am studiat teologia, până n-am ajuns acolo, n-am înțeles Biblia. Nu înțelegi locurile, nu înțelegi fenomenul. Se citește Evanghelia duminica în biserică, dar tu nu realizezi decât mental că Iisus a dus de acolo până acolo. Dar în momentul în care ai ajuns și ai călcat pe urmele Mântuitorului, regăsești fiecare trăire pe care o ai interioară în momentele în care te regăsești în biserică. Este extraordinar, de exemplu, să ajungi pe muntele Taborului și să vezi că acel nor efectiv se lasă deasupra muntelui. Sau să ajungi la Iordan și să vezi că se întoarce Iordanul. Deci, efectiv, se întoarce Iordanul, debobotează. Ei, oricum, sunt cu 2 săptămâni după noi, ei au calendarul grigorian și sunt niște trăiri. De exemplu, ar mai fi despre Calea Crucii, că toți suntem în perioada pascală și cred că cel mai greu drum este drumul Crucii. Deși este foarte scurt, nu este foarte lung așa cum îl reprezintă în filme, că e enorm de lung, nu, este destul de scurt, dar greutatea lui și ispitele pe care le întâlnești astăzi pe drumul Crucii sunt foarte mari. De exemplu, te duci și te rogi la fiecare stațiune de pe drumul Crucii, dar sunt comercianți. Deci în zonele unde practic a căzut Iisus sub cruce. Da. Dar sunt comercianții care trag de tine, deci tu vrei să te interiorizezi și să te rogi, iar comercianții care sunt în zonă și care trăiesc doar din comerț în toată zona respectivă, te agasează, nu te lasă, te ispitesc, nu te lasă să te regăsești interior și să mergi să calea lui Hristos. Să ai liniștea aia, da, pe care o cauți. Trecând de Calea Crucii ajungi exact în locul Sfântului Mormânt și Golgota, care este în același loc.
Biserica Sfântului Mormânt și în partea dreaptă, cum intri, este Golgota, se urcă pe niște scări. Sunt momente în care trăiești altfel, sufletește, locul pe care a fost crucea Mântuitorului sau locul Sfântului Mormânt, unde se intră într-o liniște deplină, se stă un pic la coadă, pentru că sunt foarte mulți pelerini, dar totul este în liniște. Între timp se celebrează Sfintele Liturghii, care le fac atât Biserica Coptă, cât și Biserica Ortodoxă, cât și Bisericile Catolice. Ei se perind, au un program bine stabilit și fac aceste liturghii în Biserica Sfântului Mormânt. Este piatra mirungerii chiar la intrarea în biserică și ce este foarte interesant este acel stâlp pe care Dumnezeu a trăznit în acel stâlp și a pornit lumina învierii, lumina sfântă, atunci când biserica a fost închisă și a fost sub dominație arabă. Viața în Israel este interesantă pentru că întâlnești creștini, arabi creștini, arabi musulmani, evrei, care sunt și ei tradiționaliști și evrei care nu sunt foarte tradiționaliști. Interferența cu toate cultele religioase care sunt și care vin în pelerinaj în Țara Sfântă, sunt foarte multe mănăstiri catolice, ortodoxe, se construiesc încă mănăstiri, noi am înțeles că Biserica Ortodoxă construiește încă o mănăstire foarte aproape de locul unde s-a botezat Iisus în Iordan. Sunt trăiri deosebite. Locul adormirii Sfintei Fecioare, unde este o biserică subterană și este o icoană făcătoare de minuni acolo. Ne povestea preotul care este român și care tot timpul este la icoană și ne dădea explicații. De 3 ori a fost inundată acea biserică, iar icoana plutea deasupra apei. Fără nicio problemă. Nu s-a deteriorat deloc. Și atunci aceste trăiri fiecare și le interiorizează sau și le expune. Ceea ce mai pot să spun este că în 7 zile cât am stat, nu am simțit oboseală. Deși plecam dimineața de la ora 6, mergeam la programul liturgic, vizitam obiectivele propuse, ajungeam seara undeva în jur de ora 7, nu simțeai oboseala. Erai foarte fresh pe tot parcursul zilei și în toate cele 7 zile cât am stat în... Și ai mai merge? Da, m-aș mai duce ca să vizitez câteva locuri cu care am fost foarte marcat. De exemplu, la Carantania, locul ispitirii lui Iisus, unde am mers foarte repede și am coborât pentru că a fost între 2 obiective pe care nu am... Adică a fost o pauză între cele 2 obiective pe care le-am vizitat și trecând pe acolo am intrat. Mai sunt mănăstiri care sunt în pustiu, deci efectiv în deșert, și care atunci când intri în mănăstirea respectivă, parcă ai intrat în rai. Mulțumesc că ai venit și că ne-ai dat aceste idei și sfaturi și că am văzut iarăși că ești deschis la orice discuție. Și mai serioasă și mai puțin. Mulțumesc că și pentru mine a fost ceva inedit, m-ai luat prin surprindere. Păi am astăzi, zis că dar așa se potrivește în săptămâna mare. Săptămâna mare, da. Și încercăm să fim mai buni. Să fim, da, să fim mai buni. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi. Mulțumesc. Bine ai venit, dragul meu prieten Liviu. Bine te-am găsit. M-ai găsit și aici în platoul nostru de televiziune la Capital TV. Și am bucuria să te invit, nu numai că te cunosc de 20 ceva de ani. Suntem noi bătrâni sau trece timpul prea repede? Nu trebuia să zici.
Asta o taie de la montaj. Nu se taie nimic, mă bucur că nu mi-e rușine. Suntem aici. Mai ales că... Am venit pentru tine, suntem... Eu vreau să-ți laud prietenia și tu nu mă lași, te bagi. Eu știu că ești vedetă și ești obișnuit cu scena și cu și cânti. De asta te-am și invitat în primul rând. Mai mulțumesc pentru invitație. Uite, și astăzi am venit cu un coleg nou. Un bine prieten, ai venit! Un prieten mai actual. Un prieten de nădejde, văd că da. Nu te lasă singur pe scenă. Nu, nu mă lasă nimeni. Niciodată. Deci am prieteni alături. Am venit astăzi doar cu Lică pentru că am vrut să văd și condițiile de live care sunt aici la voi. Data viitoare promit că o să vin cu tot bandul. Un proiect fain pe care îl avem noi. Mă bucur și... că n-ai renunțat la muzică și încă te zbaci și încă mai scoți piese și cânti cu plăcere. Cântați de fapt cu plăcere. Cred că toți cântă cu plăcere. Și ne relaxează și ne bine dispune și da, ne ajută fără muzică, ce să trecem peste greutăți. Te ajută spune-mi să un pic treci, despre... Să rămâi, știi, mereu tânăr, să vezi viața altfel, mai roz. Și ce să spun? Să-mi spui cum v-ați întâlnit. Că și aici e, e ceva amuzant. Și tot prin muzică. Și tu ai har și umor și știi să povestești. Eu acum cânt cu niște colegi din Sebeș. Cântăm la gen muzică de-asta de petreceri pentru... mare parte petreceri private și de aici am început să ne cunoaștem tot mai mulți de-ai casei, ca să zic așa. Și în general am cam de vreo 2 ani jumate, 3, cânt cu băieții ăștia din Sebeș. Trupa se numește Green Line Band. Vă găsim și pe Facebook. Da, mai nou acum e altceva, Facebook, YouTube. Cu Lică am un proiect nou, uite, a venit și astăzi ca să mă ajute, ceilalți colegi n-au avut timpul pentru că suntem într-o zi a săptămânii, dar emisiunea va fi rulată într-o zi de sărbătoare, așa că tuturor vreau să le urez sărbători fericite și un Paște fericit. Cu ocazia asta, noi am făcut așa pe rapid o piesă live aici în studioul vostru, așa cum sunt condițiile de acum, imediat. O să ne uităm să vedem. Și sper ca să fie cât de cât, pentru că m-aș bucura la cei care o ascultă să le placă și piesa o aud mereu pentru că ea este difuzată pe radio, este o piesă cunoscută pe care noi o cântăm de mult timp, a fost o piesă premiată, o piesă de-a noastră, o piesă premiată pe la festivalul de muzică folk în general, dar ea a fost și pusă pe ritmul de rock și tot felul. Deci, așa cum eu am o părere bună despre Liviu. Vezi, zici și vorbăreț. Dar tu poți să-i bași ceva de vină? Știi cum, prietenii? Îl oprești greu, Păi cam asta aș vrea de vină. Da, că ne-ai învățat cu show-ul. Face show din orice. Nu. Deci, stai, nu sunt învățat cu show-ul. Îmi place să cânt cu băieții la petreceri, să ne distrăm, să ne simțim bine pentru oameni. Oamenii se îndrăgostesc de muzica noastră, de noi, depinde de fiecare cum abordează muzical vorbind și atunci toată lumea e fericită, mulțumită, știi? Măi, Liviu, cam asta a fost. Cam asta a fost, scurt, la obiect, cuprinzător, da, și să ne întâlnim data viitoare, exact. Mă bucur că vezi suntem aici împreună. Data și viitoare, promiți că vii cu o trupă mare, trupă serioasă, da, cu tot ce da trebuie, deci, și cântăm și mai multe piese și... Sperăm cât mai curând. Cât mai curând, posibil, o facem. Să excelent, fie... și să ne vedem și pe o scenă mare în cetate. Foarte bine, asta să vedem ce se întâmplă la cei de mai sus. Am înțeles. Bine. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult, nu știu unde să mă uit, vă mulțumesc tare mult că ați fost în această mare zi, într-o zi de sărbătoare, în care m-ați ajutat să am o emisiune deosebită, fabuloasă, fantastică. Vă doresc sărbători fericite, nu uitați cum vă spun în fiecare emisiune, fiți fericiți, dragilor, bucurați-vă de noaptea de înviere, trăiți-o cu sufletul, cu inima, cu gândul, bucurați-vă de zilele libere și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Sărbători fericite! Uitați-vă, dragilor, la alesul vârgilor.
tuturor care vreți să aveți la fel. Haideți să vă dăm model. Uitați-vă, dragilor, la alesul vărgilor care vreți să aveți la fel. Haideți să vă dăm model. Lai la lai la 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 la. Dat fetele, că le-o cerut mirele. Mirele nu l-o cerut, numai vală și-or făcut. Mirele de le cerea, tot o fugă se ducea. Mirele de le cerea, măi, tot o fugă se ducea. Lai la lai la 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 la. Mireasă drăguții tăi, fă-ți spălătoare din ei și ți-o pune sub picioare, ca-i un mire ca și-o floare. Mireasă drăguții tăi, fă-ți spălătoare din ei și ți-o pune sub picioare, ca-i un mire ca și-o floare.